Continuăm discuția pentru ultima parte a emisiunii. Înțeleg că negocierile vor continua, că dumneavoastră sperați și dumneavoastră că în această săptămână se va ajunge la o candidatură la funcția de prim-ministru. Așa am înțeles eu din discuția noastră de mai devreme. Nu, discuțiile ca atare o să înceapă când să începem formarea guvernului. Cine e prim-ministru, cine ministru. Ei acum ce discută acolo? Acordul, principiile și valorile. Funcționarea, mecanismele de funcționare, mai bine zis, discut acum. Nu s-a ajuns la niciunul dintre subiectele sensibile, cum ar veni procuratură, CNA, CNI. Nu. Dar stați o clipă, noi nu putem schimba totul. CNA-ul e ales, legea gata, nu poți elibera, că e ales ca și judecătorul curții constituționale. Pe termen, iată, vedeți, avem problemă cu curtea constituțională, avem curte nefuncțională. În caz de lege anticipată, nimeni nu are cine valida legii și nu ne valida și aviza dizolvarea Parlamentului, că e legală de președinte și numirea legilor anticipate. Da, dar Parlamentul poate să rezolve această problemă. Dar cine nu vrea? Dar cine nu vrea? Păi ea că nu vor. Colegi de alianță. Păi credeți că nu sunt... Noi abordăm subiectul ăsta. Două ori îl spui rog pe noștri la negocieri, abordați subiectul că Curtea Constituțională nu e funcțională. Și asta m-a rugat la Bruxelles să fac lucrul ăsta. Domnul Gherezat, problema cu curții constituționale. Că nu-i corect. Nu știi ce o să întâmple la voi. Voi trebuie să aveți curți funcțională. Și gata, ei nu vor. O, Florina. Cine anume? Moldovenii noștri. Moldovenii. Cine anume? Care dintre... Colegi de alianță, am spus. Și unii și alții. A, nici PD și nici PLDM. PLDM mai mult nu vrea. Dar de ce n-ar vrea? Nu. Astea sunt probleme de negocieri. Mai târziu o să vorbim, nu știu. Da, asta o să fie o problemă de negociere? Adică... N-am și negocia aici. Noi trebuie să trecem... Să trecem oamenii în... Să înțeleg că asta se întâmplă din cauza că nu există acea coaliție majoritară în Parlament? Nu există coaliție în Parlament care să voteze... Majoritatea înseamnă... parlamentară a distrus-o filat. Păi în cazul ăsta, domnule Ghimpu, în cazul acesta, ce se întâmplă cu Banca de Economie, unde trebuie să... Se dea 200 de milioane și e o decizie pe care tot Parlamentul trebuie să o ia. Iar timpul trebuie trece. Să-l filat. De ce a distrus majoritatea parlamentară? Nu minim întrebați. Filat întrebați-l. De ce a distrus majoritatea parlamentară în anul decisiv, istoric, când avem probleme cu Banca de Economie, când avem probleme cu Curtea Constituțională, când avem probleme cu semnarea...